Este întotdeauna o bucurie să fiu la dumneavoastră. Mă bucur să fiu și în seara aceasta aici și mă bucur că am onoarea să vă slujesc. Dumnezeu să binecuvânteze corul de copii. Au cântat extraordinar. Cred că vor fi și foarte atenți la predică. În seara aceasta aduc saluturi de la Oradea, de la Biserica Lumină, de la pastorul coordonator al bisericii, fratele Adi Mocan, și de la ceilalți slujitori noștri. Mă rog ca harul lui Dumnezeu să fie și peste voi aici și peste noi acolo. Amin. În seara aceasta vă invit să deschideți Scriptura împreună cu mine la 1 Timotei, capitolul 6, de unde aș dori să citesc, începând de la versetul 11 la versetul 16. 1 Timotei, capitolul 6, începând de la versetul 11. Până deschideți dumneavoastră la 1 Timotei, vreau să vă spun că această epistolă a fost scrisă de un pastor în vârstă pe nume Pavel către un pastor mai tânăr pe nume Timotei. Timotei era descurajat pentru că locul în care îl lăsase Pavel era loc dificil de slujit, la Efes. Mulți creștini, multe probleme, probleme de afară, probleme dinăuntru și Pavel practic în 1 Timotei îl tot încurajează pe Timotei până în ultimele versete. Și aici, în capitolul 6, încurajarea devine foarte personală, devine foarte puternică și Pavel îi reamintește lui Timotei un lucru extraordinar, îi reamintește că Timotei, tu nu ești oricine, ci tu ești omul lui Dumnezeu. Și titlul mesajului meu în seara aceasta este exact acesta, această expresie, un om al lui Dumnezeu. Nu un pentecostal, nu un baptist, nu un ortodox, nu catolic, nu orice altă culoare confesională, ci un om al lui Dumnezeu. Și vreau să vedem cum arată un om al lui Dumnezeu și cum putem rămâne oamenii lui Dumnezeu. Haideți să citim pasajul acesta care spune așa. Iar tu, om al lui Dumnezeu, fugi de aceste lucruri și caută neprihănirea, evlavia, credința, dragostea, răbdarea, blândețea. Luptă-te, lupta cea bună a credinței. Apucă viața veșnică la care ai fost chemat și pentru care ai făcut acea frumoasă mărturisire înaintea multor martori. Te îndemn înaintea lui Dumnezeu și urmează o descriere extraordinară a lui Dumnezeu. Dumnezeu care dă viață tuturor lucrurilor. Și înaintea lui Hristos Iisus, care a făcut acea frumoasă mărturisire înaintea lui Pilat din pont, te îndemn, Timotei, să păzești porunca fără prihană și fără vină până la arătarea Domnului nostru Iisus Hristos, care va fi făcută la vremea ei de fericitul și singurul stăpânitor, împăratul împăraților și domnul domnilor. Acesta e Dumnezeu nostru. Singurul care are nemurirea, care locuiește într-o lumină de care nu poți să te apropii, pe care niciun om nu l-a văzut și nici nu-l poate vedea, și care are cinstea și puterea veșnică. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Există multe titluri pe care le putem obține în viața aceasta și există multe descrieri pe care oamenii ni le pot face. Am putea fi numiți de cineva oameni buni. Este o expresie care ne place românilor. E un om bun. Ai putea fi numit un om bine educat. Ai putea să fii numit un om talentat. Ar putea ca oamenii trecând pe lângă casa ta să zică, uite, știi cine stă aici? Omul ăsta care stă aici, oamenii ăștia sunt oameni realizați. Copiii noștri despre noi cred că am pune pe la 5 ani, 6 ani, că suntem un fel de super oameni. Știm toate, putem toate.
Însă nu există onoare mai mare decât ca cineva să fie numit omul lui Dumnezeu. Ca și pastor ajung câteodată la o mormântare și ajungi cu 10-15 minute înainte și spui pastorului care poate păstorește acolo locul acela, spune-mi ceva despre femeia asta, despre bărbatul ăsta, despre tânărul ăsta care a murit. Spune-mi ceva despre el în 2-3 minute. Cine a fost? Ce fel de viață a trăit? Și se întâmplă uneori ca omul care slujește acolo să zică, auzi, frate Marius, omul acesta a fost omul lui Dumnezeu. Nu-i mult, dar e suficient. O expresie care spune cărți întregi. Și așa îl numește Pavel pe Timotei, omul lui Dumnezeu. Expresia omului Dumnezeu apare în Biblie de 78 de ori și este adresată în dreptul la 13 oameni diferiți și vă spun unui dintre ei, Moise a fost numit omul lui Dumnezeu. Și Iosua a fost numit omul lui Dumnezeu. Și David a fost numit omul lui Dumnezeu. Și Samuel a fost numit omul lui Dumnezeu. Și Ilie a fost numit omul lui Dumnezeu. Elisei a fost numit omul lui Dumnezeu. Și mulți alții, alții la care nici măcar nu le știm numele lor, dar știm că au fost oamenii lui Dumnezeu. Și apare și Noul Testament în dreptul acestui tânăr pe nume Timotei. E singurul în dreptul căruia apare această expresie, acest tânăr pe care Pavel îl adusese la Hristos, îl implicase în slujire, îl ucenicisase. De ce? De ce îl pune Pavel în rândul eroilor biblici? De ce? Ca să-l încurajeze. Pentru că Timotei era descurajat. Timotei era copleșit, era fricos, era timid, era atacat dinăuntru, atacat de afară, avea propriile lui slăbiciuni și Pavel îi spune acestui tânăr pe nume Timotei, Timotei, tu nu ești oricine acolo în Efes, tu ești omul lui Dumnezeu. Și într-un sens, toți creștinii sunt oamenii lui Dumnezeu. Și tu în seara aceasta ești omul lui Dumnezeu. Când prin credința în Hristos a intrat în poporul lui Dumnezeu, tu și eu suntem oamenii lui Dumnezeu. Într-un sens general, toți facem parte și ne încadrăm aici. Într-un sens specific, Timotei era în Efes, omul lui Dumnezeu, prin care Dumnezeu dădea direcție acolo. Prin care Dumnezeu avea grijă de această biserică. Și Pavel se vede nevoit să-l încurajeze spre finalul acestei epistole, îl pune în rând cu ceilalți mari oameni al lui Dumnezeu și spune, Timotei, și tu ești omul lui Dumnezeu. Și realizezi privind la Timotei că a fi omul lui Dumnezeu nu înseamnă a fi perfect. Pavel nu era perfect. Și Timotei nu era perfect. Și noi nu suntem perfecți. Și spun lucrul ăsta pentru că unii oameni așteaptă să se boteze în apă când vor fi perfecți. Știți câți oameni perfecți am botezat? Niciunul. Și dacă ar veni vreunul să zică că e perfect, nu l-aș boteza. A fi omul lui Dumnezeu nu înseamnă a fi perfect. Timotei nu era perfect. Avea propriile lui lupte și propriile lui slăbiciuni și frici și tot felul de lucruri, dar a fi omul lui Dumnezeu nu înseamnă a fi perfect. A fi omul lui Dumnezeu înseamnă a aparține lui Dumnezeu. Și ai da viața ta lui Dumnezeu. Nu ai face loc în viața ta, nu ai da și lui Dumnezeu ceva din viața ta, ci ai dat dreptul să guverneze viața ta. Ai aparține lui în așa măsură ca viața ta să fie împletită cu viața lui Dumnezeu, încât oamenii care sunt lângă tine să simtă prezența lui Dumnezeu prin prezența ta unde ești tu. Și am întâlnit astfel de oameni. Și a trebuit să fim astfel de oameni. Pavel îi spune lui Timotei, Timotei, tu ești omul lui Dumnezeu acolo în Efes. Și a fi omul lui Dumnezeu nu-i mereu ușor. Câteodată e greu să fii omul lui Dumnezeu. Poate e singurul om al lui Dumnezeu din casă, din birou, din școală, de pe stradă.
Uneori e greu să fii omul lui Dumnezeu, dar trebuie să fim în viața aceasta și în lumea aceasta, și voi în Arad, și noi în Oradea, oamenii lui Dumnezeu. Ce înseamnă a fi omul lui Dumnezeu? Oare dacă Pavel ar fi în seara asta aici, te-ar arăta cu degetul și ar spune, uite, omul lui Dumnezeu, e femeia lui Dumnezeu, e un tânăr și o tânără care trăiește pentru Dumnezeu. Și în seara aceasta am un singur scop, să vă pun în mintea voastră această expresie. Am doar două puncte la predicament. Și primul punct se numește omul lui Dumnezeu. Cum arată un om al lui Dumnezeu? Care-i portretul acestui om al lui Dumnezeu, așa cum descrie aici Apostolul Pavel pe Timotei? Ce înseamnă a fi omul lui Dumnezeu? Pentru că nu toți oamenii sunt oamenii lui Dumnezeu. Observați ce spune Pavel. Iar tu, om al lui Dumnezeu, l-ați observat pe acest iar tu, înseamnă dar tu, adică îi un contrast aici. Până aici Pavel a vorbit despre niște oameni care nu erau oamenii lui Dumnezeu. Și epistola 1 Timotei este scrisă în contextul învățătorilor falși care încercau cumva să se infiltreze în biserică și unii au reușit. Erau oameni care vorbeau despre Dumnezeu, oameni care aveau cuvântul lui Dumnezeu în mâinile lor. Dar Pavel zice lui Timotei, Timotei, acești oameni, deși vorbesc despre Dumnezeu, deși aparent par a fi oamenii lui Dumnezeu, ei nu sunt oamenii lui Dumnezeu, însă tu, Timotei, tu ești omul lui Dumnezeu. L-ați observat pe acest tu? Dacă pui acolo versetul, te rog să-l lași acolo. Acest tu este o adresare foarte personală, iar tu, Timotei, tu ești omul lui Dumnezeu. Pentru că fiecare trebuie să decidem în dreptul nostru, într-un moment personal, ca noi să fim oamenii lui Dumnezeu. Mama ta nu poate să decide în locul tău, tatăl tău nu poate decide în locul tău, bunicii tăi nu pot decide în locul tău, pastorul nu poate decide în locul tău, nimeni nu poate decide în locul tău. Tu trebuie să decizi că vrei să fii într-o zi omul lui Dumnezeu și tu trebuie să faci anumite lucruri ca să te disciplinezi în această direcție. Observați ce zice acolo Pavel? Iar tu fugi și caută și luptă. Și apucă. Și păzește. Și nimeni nu poate să fie în locul tău omul lui Dumnezeu sau un tânăr, o tânără pentru Dumnezeu, pentru că nimeni nu poate fugi în locul tău, nimeni nu poate căuta în locul tău, nimeni nu poate apuca în locul tău și lupta în locul tău și păzi în locul tău. Este o decizie personală pe care fiecare trebuie să o luăm în dreptul nostru. Și există aici, în pasajul acesta, multe, multe verbe, poate l-ați observat, care ne arată că a fi omul lui Dumnezeu nu înseamnă a sta relaxat pe spate și a aștepta ca Dumnezeu să ne facă oamenii lui Dumnezeu. Ați observat verbele acestea din lumea atletismului? Fugi, caută, luptă, apucă, păzește. Câtă acțiune ne transmite Dumnezeu prin aceste verbe? Nu-i ceva ce stau liniștit în concediu și Dumnezeu cumva mă transformă. Eu personal și tu personal și noi, fiecare dintre noi, într-un mod harnic și neobosiți, suntem implicați în devenirea noastră a fi oameni și bărbați a lui Dumnezeu și femei ale lui Dumnezeu și tineri a lui Dumnezeu. Noi trebuie să facem aceste lucruri și în timp ce facem aceste lucruri, Dumnezeu ne transformă în astfel de oameni. Și timpul acestui verb este imperativ, adică Dumnezeu zice astea-s porunci. E ceva care nu se negociază. Dacă faci aceste lucruri, ești omul lui Dumnezeu, dacă nu le faci, nu ești. Și vreau să ne uităm pe rând la fiecare dintre ele, la aceste cinci verbe. Și să vedem ce trebuie să facem ca să fim oamenii lui Dumnezeu. Haideți să ne uităm în oglindă. Și primul lucru pe care le spune Pavel lui Timotei este, Timotei, un om al lui Dumnezeu este un om care ce face? Fuge.
A fugi înseamnă a te depărta de pericol, ăsta e sensul acestui verb, fugi de pericol. Pavel deseori spune în alte epistole, fugi, Corintenilor îi spune, fugiți de curvie, fugiți de idolatrie, fugi de aceste lucruri. Care erau aceste lucruri în contextul învățătorilor falși? Erau lăcomia, materialismul, aroganța, ereziile, învățăturile greșite, conflictele inutile. Timotei, dacă vrei să fii omul lui Dumnezeu, tu trebuie să fugi de aceste lucruri ca să fii omul lui Dumnezeu, pentru că prima definiție a unor oameni lui Dumnezeu, oamenii lui Dumnezeu sunt oameni care fug de anumite lucruri. Practic, Pavel îi spune lui Timotei, Timotei, învață să spui nu. Ca să spui da lui Dumnezeu, trebuie să spui nu la unele lucruri. Și mă tot gândesc că trăim o vreme în care parcă e tot mai greu să spunem nu. Dar nu, nu trebuie să lipsească din viața noastră. Vă amintiți cum începe Psalmul 1? Ferice de omul care, spuneți asta, care nu. Care nu se duce, nu se oprește, care nu se așează. Vrei să fii fericit? Fericirea începe cu nu. Vrei să fii binecuvântat? Binecuvântarea începe cu nu. Vrei să fii ascultător de Dumnezeu? Există anumite lucruri pe care nu trebuie să le faci. Și când am înțeles puterea lui nu, când era fetița noastră mică și când sunt copii așa curioși, pe la un an, doi ani, ești foarte curioși cum funcționează lumea și ating și pun mâna și am tot încercat să explic cum funcționează curentul și că e periculoasă, o groapă. Știți cât a înțeles? Nimic. Știți ce a înțeles totuși? Pe nu. Când zici nu, pune mâna, nu atinge, nu mai fă un pas. Și în seara asta, oricât de puține lucruri știi despre Dumnezeu, ascultă-mă, spune Dumnezeu prin gura mea, dacă vrei să fii omul lui Dumnezeu în lumea aceasta, există anumite lucruri pe care nu trebuie să le faci. Și trebuie ca nu să fie în vocabularul tău, ca bărbat, ca femeie, ca tânăr, ca tânără, ca familie, ca părinte. Iosif a știut să spună nu. Și Daniel a știut să spună nu. Și noi trebuie să fim oameni care trebuie să spunem nu. Și eu să spun în seara asta foarte clar aici în Arad. A fi omul lui Dumnezeu înseamnă a nu avea unele obiceiuri. Înseamnă a nu merge în unele locuri. Înseamnă a nu intra în unele relații. Înseamnă a nu te uita la anumite lucruri. Înseamnă a nu avea anumite asocieri. Înseamnă a nu citi unele cărți. A nu frecventa unele locuri. Și aș putea continua. A fi omul lui Dumnezeu presupune și un nu. Asta îi spune Pavel lui Timotei. Și câteodată când îl spui pe nu, îl spui de față cu alții, altădată ești singur, dar nu-ul tău trebuie să rămână nu. Și e ciudat pentru că tendința inimii noastre este să ne apropiem de lucrurile care sunt interzise. Suficient de mult să fim acolo, dar totuși să nu cădem. Și vine Pavel și spune, ascultă-mă, dacă vrei să fii omul lui Dumnezeu, nu te gândi cât de aproape poți merge, nu cocheta cu ispita, nu sta acolo lângă graniță, nu sta acolo la limită, oare nu e o nebunie să ne ispitim singuri când e imposibil să nu fim ispitiți în lumea aceasta? Pavel spune, vrei să fii omul lui Dumnezeu, învață Timotei ca să fugi de anumite lucruri. Zic Dumnezeu să ne ajute. Amin. Dumneavoastră aveți o listă cu nu? E clar nu-ul tău, în viața ta, în familia ta, în orarul tău, în programul tău, în valorile tale, nu îl stabilești acasă. Trebuie să fie niște lucruri pe care ai scris acces interzis, pentru că vreau să fiu omul lui Dumnezeu. Dar omul lui Dumnezeu, fiți atenți, el nu doar că fuge, asta e prima parte, primul verb, omul lui Dumnezeu spune caută, iar tu, omul lui Dumnezeu, fugi de aceste lucruri și caută. El nu doar că fuge de ceva, el caută ceva.
El e un om care nu fuge așa de dragul de a fugi. El fuge de ceva și fuge spre ceva. Caută ceva. Câteodată mai ajung undeva și mai vine câte un frate și spune: măi, frate Marius, de când m-am pocăit, m-a lăsat de aia. Și zic: foarte bine, slavă Domnului. De asta te-ai lăsat. Dar zi-mi acum de ce te-ai apucat. Sper că nu doar te-ai lăsat de ceva, dar nu te-ai apucat de nimic. Pentru că doar dacă ne lăsăm de rău și nu ne apucăm de bine, s-ar putea să ne lăsăm și de bine foarte repede. Și nu spun eu, ci o spune Iisus. Iisus spune, când Duhul necurat iese dintr-un om, el merge, caută să vadă unde ar putea să ajungă și nu-i place niciun loc, se întoarce înapoi unde a fost și vede că această casă care este omul, cum este? E frumoasă, e împodobită, e curată, dar este... Oala. Pentru că e un om care a fugit de rău, dar n-a mai căutat și binele. Și va intra înapoi acolo. Ce spune Mântuitorul este: nu este suficient ca să fugi de lucruri rele, trebuie ca să te și umpli de lucruri bune, trebuie ca să pui conținut în viața ta, nu e suficient doar să te separi de rău, trebuie ca să aduci binele în viața ta. Și asta spune și Pavel aici lui Timotei: Timotei, fugi de rău și caută aceste lucruri bune. Și mi se pare mie că în România, în anii aceștia, de după Revoluție, s-au întâmplat foarte multe lucruri bune pe care le-am făcut, poate prin biserici, evanghelizări, dar unul dintre lucrurile pe care poate n-am reușit să le transmitem suficient de mult lumii de afară a fost faptul că a fi pocăit nu înseamnă doar a nu face anumite lucruri. Pentru că dacă ai întrebat pe cineva ce înseamnă a fi pocăit, o să zic: păi a nu fi pocăit înseamnă a nu bea, a nu fuma, a nu înjura, a nu cutare. Bun, dar ce face un pocăit? A fi pocăit nu înseamnă doar a nu face aceste lucruri, a fi pocăit înseamnă a și face ceva, înseamnă a căuta ceva, înseamnă a urmări ceva, pentru că dacă nu urmărim nimic, ne-am oprit la jumătatea drumului. Dacă nu urmărim nimic, suntem oameni decenți, dar doar atât, pentru că noi nu facem anumite lucrurile. Și uitați ce spune Pavel lui Timotei că trebuie să facem, ce trebuie să căutăm. Caută neprihănirea, evlavia, credința, dragostea, răbdarea, blândețea. A fi omul lui Dumnezeu înseamnă a fugi de lucrurile rele și a căuta aceste lucruri bune, a căuta aceste valori. Acum nu știu câtă valoare au aceste valori în Arad, dar în Oradea nu au mare valoare. Însă au valoare în ochii lui Dumnezeu. Dumnezeu spune: a fi omul lui Dumnezeu înseamnă a le căuta pe toate cinci: neprihănirea, evlavia, credința, dragostea, răbdarea, blândețea. Înseamnă a le urmări, a spune ochii pe ele și a lăsa ca Dumnezeu să dezvolte prin Duhul Sfânt în tine roada Duhului Sfânt. Asta practic sunt ele. Și vreau să le luăm măcar să vă spun două propoziții la fiecare. Zice: caută neprihănirea. Ce este neprihănirea? Ce e această neprihănire? Această neprihănire nu este neprihănirea pe care ne-o dă Dumnezeu gratuit datorită lui Hristos. Ci această neprihănire este neprihănirea mea personală, în sensul că Dumnezeu vrea ca eu să trăiesc fără vină. Pentru că prin Hristos am fost declarat fără vină, eu trebuie să-mi dau toată silința ca să trăiesc fără vină. Sau îmi spune să ne sfințim. Pentru că Iisus ne-a salvat, am să-mi dau toată silința ca viața mea, toată viața mea, în fiecare zi să fiu cât mai asemănător cu Iisus. Asta înseamnă a fi neprihănit. Când Pavel îi spune: caută neprihănirea, caută, Timotei, să trăiești fără vină. Să nu fii vinovat de minciună, să nu fii vinovat de bârfă, să nu fii vinovat de răutate, să nu fii vinovat de orice fel de lucru rău. Propuneți ca să semeni în fiecare zi tot mai mult cu Iisus. Dar nu doar neprihănirea, caută evlavia. Ce înseamnă evlavie? Și care e diferența dintre evlavie și neprihănire? Acum să vă spun cum înțeleg eu. Eu cred că neprihănirea înseamnă a face bine. Și cred că evlavia înseamnă a face bine dintr-un motiv bun.
Dar putem face bine dintr-un motiv rău? Da. Farisei se rugau și făceau milostenii și țineau post. Din motive mai puțin bune. Și Evlavia sau omul evlavios e omul acela care nu doar că vrea să facă bine, el vrea să facă bine dintr-un motiv bun, adică din sinceritate. Inima lui înaintea lui Dumnezeu este fără motive ascunse, fără motive secundare, fără interesele lui. Asta înseamnă a fi evlavios. Tu vrei ca să te rogi, dar vrei să și fii evlavios. Tu vrei să faci bine, dar vrei să fii și evlavios. Să Dumnezeu când privește la tine să vadă că în inima ta nu există alte motive, alte motivații secrete. Cum putem trăi evlavios? Să înțelegem că nu suntem niciodată singuri. Știți că nu suntem niciodată singuri? Știți că Dumnezeu e întotdeauna cu noi? Știi că n-ai niciun secret? Știi că nu există un minut în viața ta în care să fii numai tu? Că Dumnezeu e mereu cu tine? Că El îți vede fiecare gând, fiecare emoție, fiecare motivație? Știi că Dumnezeu vede tot ce ține de viața ta? Timotei, dacă vrei să fii omul lui Dumnezeu, caută să trăiești fără vină, să faci binele și să faci binele știind că ești deschis în fața lui Dumnezeu. Fii transparent în fața lui Dumnezeu, nu cu ascunzișuri, dar nu doar atât. Caută credința. Această credință nu e credința care duce la mântuire, cât este credincioșie. Adică să rămâi lângă Dumnezeu în unele momente în care e greu să rămâi lângă Dumnezeu. Să rămâi lângă Dumnezeu când ești bolnav, să rămâi lângă Dumnezeu când îți pierzi locul de muncă, să rămâi lângă Dumnezeu atunci când poate lucrurile din viața ta, din familia ta o iau razna. Asta înseamnă caută credința. Caută să rămâi în ascultare de Dumnezeu chiar și atunci când e greu să faci acest lucru. Oriunde, oricât te-ar costa. Și mai zice aici, caută dragostea. Caută dragostea, cuvântul. E cuvântul agape, știți cuvântul agape? E dragostea care se sacrifică. Așa ne iubi Dumnezeu, așa ne iubim unii pe alții, așa trebuie ca noi să-L iubim pe Dumnezeu înapoi, cu această dragoste care se sacrifică. Și Timotei, dacă tu vrei să fii omul lui Dumnezeu, caută ca în inima ta să ai această dragoste. Și vă amintiți ce spune Biblia despre dragoste? Dragostea nu caută folosul său, ci folosul altuia. Unul cu ceva vreme, mai mult timp, când a început fetița noastră să învețe adunarea și scăderea, a venit într-o zi acasă și m-a întrebat: tata, eu m-au zis că există și împărțire. Cu împărțirea cum e? Cu adunarea și cu scăderea știu, dar cum e cu împărțirea? Și am dat un exemplu, uite, zic, draga mea, dacă ai 6 bomboane și vrei să le împarți la 2 prietene, câte bomboane le dai la fiecare? Și a stat un pic și s-a gândit și m-a întrebat, toate? Și am zis, toate. Dar cu mine cum rămâne? Zis. Și cam acolo a fost lecția cu împărțirea, că e cam greu cu împărțirea. Și sunt foarte mulți oameni care cam aici au rămas și după botez, care mereu se întreabă, bun, dar cum rămâne cu mine? Dar cum rămâne cu viața mea? Cum rămâne cu interesul meu? Cum rămâne cu mine? Ei, știi cum rămâne cu tine? Și cu mine? Biblia spune că noi, ca oameni la Dumnezeu, trebuie să căutăm ce? Dragostea. Dragostea zice ce pot face pentru tine. Ce pot face pentru altul. Dragostea ce face? Dragostea se sacrifică, zice Biblia. Asta spune Apostolul Pavel, a fi omul lui Dumnezeu, asta înseamnă a căuta printre altele și dragostea. Mai spune ceva, a căuta ce? Răbdarea. Și cuvântul răbdare înseamnă rezistență. Cuvântul răbdare înseamnă statornicie. Cuvântul răbdare nu înseamnă a te resemna că lucrurile nu sunt bune în viața ta. Cuvântul răbdare înseamnă a sta pe loc și crezi că Dumnezeu va interveni în viața ta într-un moment. Înseamnă să fii o plantă care are rădăcini adânci în solul credinței. Înseamnă a nu te clătina, a nu fi dezrădăcinat la primul necaz, la prima problemă, la prima jignire. Asta înseamnă a fi un om care ai răbdare. Ești un creștin rezistent. Și știți care e școala răbdării? Biblia spune că e suferința. Suferința lucrează
răbdare sau încercările vieții noastre. Și mai e ceva aici. Blândețe. E când ajungem aici, ajungem la o problemă, pentru că nu putem traduce termenul ăsta direct în limba română, că la noi cuvântul blând cumva sună bleg. Omul blând e omul slab, omul blând e omul laș, omul blând e omul care nu știe să stea în picioare. Ei, dar cuvântul ăsta blând, nu asta înseamnă. Cuvântul blând înseamnă un om care are putere, dar își ține puterea lui sub control. Și Pavel îi spune lui Timotei: Timotei, dacă tu vrei să fii omul lui Dumnezeu, pe lângă toate aceste lucruri, trebuie ca să înveți să ții puterea ta sub control. Fiecare avem un temperament, fiecare avem emoții, fiecare avem sentimente, fiecare avem momente în viața noastră când ni se pare că lucrurile așa iau foc, dar a fi omul lui Dumnezeu înseamnă a căuta ce? Blândețe. Eram în urmă cu ceva timp la o evanghelizare și la masă pastorul, vorbind cu mine, vorbind împreună despre slujire, mi-a zis: frate, a făcut un sondaj la noi în biserică, mi-a zis. Era o biserică, în câta dumneavoastră. A făcut un sondaj, mi-a zis el, le-am dat la toți foi, le-am dat pixuri și le-am spus să scrie primele două probleme cu care se confruntă. A fost curios să aflu. Fiecare să scrie două probleme, primele două, cele mai grave, păcate sau provocări. E, care crezi, zice, că a fost cele două probleme sau păcate? N-am știut ce să zic, n-am vrut nici să fiu prea negativist, a tăcut din cură. El mi-a zis: frate, uite, pe locul 2 a fost nemulțumire. Pe locul 1 știi ce a fost? Mânia. Am descoperit că oamenii din biserica pe care o păstoresc au această problemă cu temperamentul, cu mânia, cu izbucnirea noastră, câteodată lăuntrică. Atât de mult m-am gândit la ce mi-a zis, că am și mers la noi acasă, la Oradea, și am predicat despre mânie. Și am întrebat biserica: cum stați cu mânia? Și cineva a și zis: bine. Dumneavoastră tot bine? Și mi se pare mie că, mergând prin biserici, unii au impresia că Dumnezeu ne scapă de orice, dar când e vorba de temperament, e, frate, zice, așa se. Mai e câte unul care spune: o, zice, domnul pastor, eu m-aș pocăi, dar am o problemă cu mânia, cu nervii și câteodată explodez și uite acolo, asta e lucru care mă reține și avem impresia că Dumnezeu salvează și transformă, dar când vine vorba de temperamentul nostru, cam aici se oprește. Ei, dacă e asta adevărat, atunci închid Biblia și merg acasă, n-are sens să cântăm și să predicăm, pentru că atunci când Dumnezeu ne schimbă, ne schimbă nu 99%, ne schimbă 100% Dumnezeu. Dumnezeu ne face o făptură nouă. Dar frate, zice, nu știu ce s-a întâmplat, dar și-a pierdut temperamentul. Bine ar fi să nu mai găsească. Sau să-l pună la picioarele lui Hristos, că Dumnezeu îl modelează. Vedeți, avem fiecare dintre noi lucruri pe care Dumnezeu ni le-a lăsat prin naștere, dar pe care Dumnezeu le modelează în viața noastră prin Duhul Lui cel Sfânt. Și zic: Doamne, ajută-ne, amin. Fugi, caută și verbul 3, luptă. A fi omul lui Dumnezeu înseamnă a lupta. Timotei, luptă-te, lupta cea bună a credinței. Cuvântul luptă ne duce cu gândul la un concurs, la o competiție, la un război, la un conflict. Și a fi omul lui Dumnezeu înseamnă a fi în toate aceste lucruri. Și tu, Timotei, ești un războinic. Și tu ești într-o luptă, și tu ești într-o alergare. Și la fel și tu, dacă ești omul lui Dumnezeu. Și oamenii luptă pentru multe lucruri. Pentru bani, pentru poziții, pentru influență, pentru afirmare personală. Există multe lupte pe care le putem duce în viața aceasta, unele bune, dar există una singură care este cea mai nobilă luptă dintre toate luptele. Știți care e lupta aceasta? Pavel o numește lupta cea bună a credinței. Ce înseamnă lupta cea bună a credinței? Înseamnă să-ți dorești din toată inima ta, dacă ești creștin, ca cât mai mulți oameni să fie creștini. Pentru că Dumnezeu ți-a iertat păcatele tale, să-ți dorești ca cât mai mulți oameni să aibă păcatele iertate.
Pentru că tu vei merge spre cer să-ți dorești cât mai mulți oameni să meargă cu tine în drum spre cer. A fi omul lui Dumnezeu înseamnă a te lupta, lupta cea bună a credinței. Și pentru asta ar trebui să trăim. La asta ar trebui să ne gândim ca și oameni. La asta ar trebui să ne gândim ca și slujitori. A fi omul lui Dumnezeu înseamnă a lupta lupta cea bună a credinței. Când s-a deschis Biserica Lumina în Oradea, în urmă cu 3 ani și jumătate, am spus celor adunați acolo, la început și apoi pe parcurs, ce am vrut să transmitem a fost că această biserică s-a deschis să fie o biserică care evanghelizează. Și fiecare trebuie să aducă oameni la biserică. Și fiecare trebuie să invite prieteni la biserică. Și fiecare trebuie să spună altora despre Hristos și să-i aducă la biserică. Și vedeți, noi nu-i putem schimba și noi nu-i putem vindeca și noi nu-i putem elibera și noi nu-i putem ierta și nu-i putem mântui, dar îi putem aduce la biserică. Și le putem spune despre Hristos și asta ar trebui să fie și lupta ta și lupta mea și lupta noastră dacă suntem oamenii lui Dumnezeu. Marele predicator Spurgeon spunea că cine nu este un misionar s-ar putea să fie un impostor. Dacă Hristos ți-a făcut cel mai mare bine care ți se putea face, aceasta ar trebui să fie dorința ta. Și Timotei, lupta aceasta este o luptă pentru care trebuie să agonizezi. Cuvântul luptă are în el acolo, în varianta grecească, cuvântul agonie. E o durere care e în inima lui Dumnezeu și care vine și în inima ta. Ascultam azi dimineață un misionar care spunea că dacă am avea în inima noastră durerea pe care o are Dumnezeu pentru oamenii nemântuiți, n-am putea să trăim cu această durere. E durerea din inima lui Dumnezeu când vede omenirea în păcat și tineri care distrug viața și familii care se dezbină și oameni care pierd și oameni care stau mocir la păcatului lor. A lupta lupta cea bună, Evanghelie înseamnă a avea măcar o mică fărâmă din durere care e inima lui Dumnezeu să spui vreau să lupt și să aduc pe altul pe calea aceasta. Și nu va fi o onoare mai mare pentru mine și nici pentru tine n-ar trebui să fie decât atunci când vei ajunge în cer și va fi o mare mulțime de oameni acolo ca cineva să vină din acea mare mulțime spre tine și să zică dacă sunt aici, sunt aici pentru că într-o zi tu mi-ai spus despre Hristos, tu m-ai chemat la biserică, tu mi-ai trimis o predică, tu mi-ai trimis un mesaj, tu mi-ai spus o vorbă bună, tu mi-ai arătat un verset și mi l-ai explicat. Da, Hristos a trăit în locul meu și a murit în locul meu, dar Dumnezeu te-a folosit pe tine și ți-ai dat timpul tău și banii tăi și ți-ai dat din puterea ta ca să mă aduci aici. Luptă-te, lupta cea bună a credinței. Mi se pare că trăim o vreme în care toată lumea are dreptul să lupte, numai biserica nu. Minoritățile sexuale au dreptul să lupte, oamenii de culoare în America spun că au dreptul să lupte, dar biserica trebuie să tacă din gură. Și Pavel îi zice lui Timotei, nici vorbă, luptă, Timotei. Pentru că Hristos a luptat și eu am luptat și tu trebuie să lupți. Și în seara aceasta spun și ție, oricine ești creștin de un an sau de 20 sau de 50 de ani, e momentul tău să lupți. Pentru că alții au luptat înaintea ta și alții au luptat după tine și acum e fereastra ca tu să te arunci în luptă și să spui altora despre Hristos. Și în vremea lui Timotei era o luptă pentru care se putea muri. Dar dacă mori în lupta asta, Timotei, nu nicio problemă. De ce? Pentru că patru, ai apucat deja premiul. La patrulea verse spune, apucă viața veșnică la care ai fost chemat, adică Timotei, tu nu doar că fugi de rău, tu nu doar că cauți binele, tu nu doar că lupți pentru Evanghelie, tu ai apucat în mâna ta și trebuie să ții în mâinile tale viața veșnică la care ai fost chemat. Și vedeți, războiul acesta în care suntem implicați ca și creștini este singurul război, e singurul concurs, e singura competiție în care noi am primit deja premiul și acest premiu, această răsplată dacă vreți, sau ce avem mai scump este viața veșnică. Nu vom avea viață veșnică cândva, noi avem viață veșnică acum. În seara aceasta, dacă l-ai pe Hristos, ai viață veșnică.
Dacă închizi ochii, mergi în prezența lui Dumnezeu. Dacă mori în seara aceasta, ai viață veșnică, ai siguranța mântuirii. Tu ai această încredere deplină că soarta ta veșnică este stabilită. Dumnezeu te-a judecat, El nu-i judecătorul tău, El este Tatăl tău și într-o zi te va răsplăti. Dar tu ai apucat viață veșnică. Nu e o problemă, Timotei, dacă mori? Nu e o problemă, Timotei, dacă se sfârșește viața ta la 30 de ani? Tu ai deja viață veșnică. Și întrebarea mea pentru tine este, ai viață veșnică? La 18 sau la 81 de ani, dacă închizi ochii, ai siguranță mântuirii? Nu ești prea tânăr ca să mori? Nu ești prea tânăr ca să ajungi în iad? Pavel zice, Timotei, apucă viață veșnică. Și mai e un verb aici care ne face să fim oamenii lui Dumnezeu, păzește. Păzește, ce să păzești? Păzește porunca. Tot ce ți-am spus până aici, toate direcțiile în care trebuie ca să lupți, tot ce ai de făcut, păzește această poruncă fără prihană și fără vină. Păzește până când? Până la prima împiedicare, până când? Până la primul frate care te jignește, până când? Până când ți-e greu, până la prima boală, până la primul ipocrit, până când să păzești porunca? Până când se arată Domnul nostru Iisus Hristos. Până atunci să fugi, până atunci să cauți, până atunci să lupți, până atunci să ții de viața veșnică, până atunci să fii un om consecvent, până când înaintea ta îl vezi pe Iisus Hristos, fie că mergi tu la Hristos, fie că vine Hristos la tine, să nu te lași niciodată bătut, ci mergi mereu înainte, până în fața ochilor tăi e Hristos. Și ce înseamnă asta într-un cuvânt? Perseverență. Și mi se pare mie că în bisericile noastre am uitat puterea perseverenței. Nu mi-i dați pe cei mai tari, dați-mi pe cei mai perseverenți. Nu mi-i dați pe cei mai talentați, dați-mi pe cei mai perseverenți. Nu mi-i dați pe cei mai capabili, cu cele mai multe calificări, dați-mi pe cei mai perseverenți, omul care nu va renunța și va merge mereu în față. Omul pe care îl vei găsi mereu acolo. Omul care va face pas cu pas, chiar dacă va fi un pas mic. Omul perseverent. Spunea Spurgeon despre perseverență, că și Melcul a ajuns în corabia lui Noe. Pentru că a făcut pas cu pas. Cum a putut el? A ajuns acolo. Și vedeți, când ajung de obicei la punctul ăsta din predică, unul, poate și noi, parcă suntem copleșiți. Să tot fugim, să tot căutăm, să tot luptăm, să apucăm, să păzim, parcă deja ne gândim că e prea mult pentru noi și ni se pare că nu vom reuși, dar fug de rău o vreme, dar caut binele o vreme, dar lupta cea bună o vreme sau apuc viața veșnică o vreme, dar 80 de ani, dar 60 de ani, dar 20 de ani și în pandemie și în războaie, deja ne simțim copleșiți. Eram în urmă cu ceva timp în Olanda și la finalul predicii a venit o tânără și mi-a zis, domnul pastor, aș vrea să mă pocăiesc, dar mi-e frică că nu pot. Mi-e frică că nu o să mă pot ține. Mama nu-i pocăită, tata nu-i pocăit, nimeni din familia mea nu-i pocăit, ei fac lucrurile astea. Dumnezeu mi-a vorbit și aș vrea să mă pocăiesc. Și m-am uitat la ea și i-am zis, păi sigur că nu o să poți. Prin puterea ta, nu o să poți. Prin puterea mea, nu pot. Dacă mântuirea mea ar depinde de puterea mea, aș pierde-o în primul minut când am pășit pe ușa dumneavoastră. Dar i-am zis, vestea bună, tânără, nu este că doar tu te ții de Dumnezeu. Vestea bună este că și Dumnezeu se ține de tine. Nu știu dacă înțelegeți. Dacă ții pe cineva de mână, e una că vrea el să-și dea drumul, dar nu doar că noi ne ținem de Dumnezeu, cu imperfecțiunea, cu fragilitatea, cu slăbiciunea noastră, și Dumnezeu ne ține pe noi. Și dacă El ți-a vorbit, și dacă El a pus în inima ta o dorință, și dacă El îți dă puterea, și dacă El îți dă credința, și dacă El e Dumnezeu care a început, ce a început Dumnezeu într-o zi va duce la bun sfârșit. Și zici care e vestea bună acestui pasaj? Știți cum putem să fim oamenii lui Dumnezeu? Răspunsul este privind la Dumnezeu.
Vei reuși să fii omul lui Dumnezeu, nu privind la oameni, nu privind la alții, nu la generația ta, nu la ce se întâmplă stânga și în dreapta. Vei fi omul lui Dumnezeu câtă vreme vei privi la Dumnezeu. Și punctul 2 în predica mea acesta este Dumnezeul omului. Vei fi omul lui Dumnezeu cât timp vei privi la Dumnezeul tău. Aici va fi motivația ta, aici va fi resursa ta, aici va fi puterea ta, aici va fi combustibil pentru pasiunea ta, nu în tine, nu în alții, ci în Dumnezeu. Observați cum Pavel, spre finalul pasajului, îl descrie pe Dumnezeu și observați cât de impresionat este Pavel de Dumnezeu. Uite ce spune pasajul acesta, zice, Dumnezeu este Dumnezeu care dă viață tuturor. Cine-i Dumnezeu? El este fericitul Dumnezeu. El este singurul stăpânitor. El este împăratul împăraților. El este domnul domnilor. El are singurul nemurirea. Nimeni nu l-a văzut. Nimeni nu s-a putut apropia de el. Acesta este Dumnezeul nostru și Dumnezeul tău. Și vom fi oamenii lui Dumnezeu câtă vreme ochii noștri vor fi. Știți la ce? La Dumnezeu. Practic aici Pavel își golește vocabularul de laudă. Și nu o pune asupra lui Nero. Și nu o pune asupra personalităților, ci spune asupra lui Dumnezeu, doar la el să privești, Timotei. Și vreau să-ți reamintesc astăzi acest adevăr fantastic. Ce te ține omului Dumnezeu este însuși Dumnezeu. Timotei, tu nu ești omul lui Pavel. Tu nu faci lucrarea lui Pavel. Tu nu ai darurile lui Pavel. Tu nu slujești în biserica lui Pavel. Tu nu vei primi o răsplată de la Pavel, ci tu ești omul lui Dumnezeu care ai primit darul lui Dumnezeu, slujești biserica lui Dumnezeu și vei primi o răsplată de la Dumnezeu. Tot are legătură cu Dumnezeu. Și știți câtă vreme vom fi oamenii lui Dumnezeu, câtă vreme vom evita să facem ce a făcut Petru. Vă amintiți că Petru a mers pe apă foarte bine, câtă vreme s-a uitat la Hristos. Dar când a început să se uite la valuri, când a început să se uite la vânt, când a început să se uite la el, când a început să se uite în jur, a început să se scufunde. Vei fi omul lui Dumnezeu câtă vreme privirea ta va fi fixată la Dumnezeu. La Dumnezeu Fiul. Uite ce zice textul. Te îndemn înaintea lui Hristos Iisus. Timotei, înaintea ta merge marele general, Hristos. Și dacă alții l-au urmat pe Nero, și dacă alții au urmat pe Napoleon, tu urmează pe marele general, pe Hristos, înaintea ta merge Dumnezeu Fiul și Hristos, Timotei, îi exemplul tău. Uitați ce spune Apostolul Pavel aici, înaintea lui Hristos care a făcut acea frumoasă mărturisire înaintea lui Pilat din Pont. Ce a spus Hristos înaintea lui Pilat din Pont? Vă amintiți când erau ei doi acolo și Pilat credea că îl va intimida pe Iisus? Credea că Iisus cumva va da în spate? Credea că va nega cine este? Că va nega ce a spus? Vă amintiți ce a spus Pilat? Nu știi că eu am putere să-ți dau drumul și am putere să te răstignesc? Ce a făcut Hristos, Timotei? Ce a zis lui Pilat? N-ai avea nicio putere asupra mea. Dacă nu ți-ar fi dată de sus. În control nu ești tu, Pilat. În control este Tatăl. Și vreau să spun ceva, în controlul vieții tale nu sunt oamenii, în controlul vieții tale nu-i diavolul, în controlul vieții tale nu ești nici măcar tu. Dumnezeu este Cel care te ține. Dumnezeu este Cel care te ține, mâinile Lui, viața ta este mâinile Lui Dumnezeu. Ești omul lui Dumnezeu pentru că viața ta este mâinile Lui Dumnezeu. El e în controlul vieții tale. Timotei, exemplul tău este Iisus. Știu, cutare te-a dezamăgit, pe cutare l-ai prins fals, pe cutare l-ai prins ipocrit, cutare a fost cu două fețe, dar Hristos e exemplul tău suprem. Hristos n-a fost mincinos. Dar nu doar că e exemplul tău, e evaluatorul tău. Uite ce spune textul. Păzești, să păzești porunca până la arătarea Domnului nostru Iisus Hristos. De ce? Pentru că Hristos te va evalua pe tine, Timotei.
Într-o zi vei da vei fi o judecată a ta în fața lui Hristos. Într-o zi Hristos va spune: Marius, hai să vedem ce ai predicat. Într-o zi Hristos va zice: hai să vedem ce ai cântat. Hai să vedem cum ai trăit. Nu eu, nu tu, nu altul, nu unii pe alții. Hristos într-o zi te va judeca. Nu pentru viață veșnică, pentru că viața veșnică o ai, ci pentru răsplată. Înțelegeți de ce a fi omul lui Dumnezeu înseamnă a privi la Dumnezeu? A privi la Dumnezeu Fiul, a privi la Dumnezeu Tatăl. Deci te îndemn înaintea lui Dumnezeu și aici vorbește despre Dumnezeu Tatăl și observați câte epitete, câte adjective îi pune Pavel lui Dumnezeu. E Dumnezeu care dă viață tuturor. Dumnezeu e un Dumnezeu viu. Și Dumnezeu e atât de viu încât l-a adus la viață pe Iisus. Și Dumnezeu are atâta viață în El încât te-a adus la viață pe tine într-o zi. Și Cel care te ține viață pe tine în seara aceasta este Dumnezeu. Și vreau să spun ceva. Iov zice că zilele tale, lunile tale sunt numărate și de cine? De Dumnezeu. Nu vei trăi cu o zi mai mult, nici cu o zi mai puțin decât a stabilit Dumnezeu pentru viața ta. E Dumnezeu care dă viață tuturor. De când are Dumnezeu viață? Din veșnicie. Zice, El e singurul care are nemurirea. El există din veșnicia trecută și va exista pentru veșnicia viitoare. Acesta e Dumnezeu nostru, zice, El e fericit, de aceea poate să te facă fericit și pe tine. Și El e singurul stăpânitor. Ce înseamnă asta? Înseamnă că e singur în categoria Lui. Că El e Domnul domnilor, Împăratul împăraților. El are putere veșnică. Știți cât de sfânt e Dumnezeu? Atât de sfânt e Dumnezeu încât noi niciodată nu ne-am fi putut apropia de Dumnezeu. Și nici nu ne-am apropiat prin puterea noastră. Ci ne-am apropiat de Dumnezeu pentru că Dumnezeu s-a apropiat de noi prin Hristos. El locuiește într-o lumină de care nu poți să te apropii. Perfecțiune morală 100%. Și totuși suntem copiii Lui. Cum? Că într-o zi Dumnezeu a devenit om și a trăit în locul tău o viață perfectă și a plătit în locul tău păcatele tale. A trăit cum tu nu vei putea trăi niciodată și a plătit ce tu nu ai putea plăti niciodată. De aceea tu și eu putem fi oamenii lui Dumnezeu. Aș vrea să închei cu o întrebare. O întrebare personală. Ești tu omul lui Dumnezeu? Răspunde-ți tu ție. Și nu te grăbi să răspunzi, ci întreabă-te care sunt lucrurile de care fugi și pe care le urmărești și pentru ce lupți și dacă ai viață veșnică și dacă ești perseverent. Și dacă nu ești omul lui Dumnezeu, nu cumva ai fost odată și nu mai ești. Nu mai ești de ce? Ai început să te uiți în alte direcții, ai căzut, te-ai uitat la oameni, te-ai uitat la alții, în stânga, în dreapta, oare asta s-a întâmplat? Duci o luptă care n-ar trebui ca să o duci? Lupți bătălii care n-ar trebui purtate? Oare că nu mai ești? De ce nu mai ești? Și n-ai vrea ca să fii? N-ai vrea ca în seara aceasta să începi să privești la Hristos? Să spui, Doamne, vreau să fiu omul Tău? Bărbatul tău, femeia ta, tânărul, tânăra ta, vreau să fiu o familie care trăiește pentru Dumnezeu? Și dacă nu ești omul lui Dumnezeu, al cui ești? E o întrebare care fiecare trebuie să-i dăm un răspuns. Cui aparținem în viața asta? În această seară am venit de la Oradea cu o singură dorință. Să pun în mintea voastră această expresie. Omul lui Dumnezeu. Aș vrea ca în seara aceasta să facem o rugăciune. Aș vrea ca în seara aceasta să luăm o decizie. Aș vrea ca în seara aceasta să punem o piatră de hotar și să zici în dreptul tău, de azi încolo, și eu vreau să fiu omul lui Dumnezeu. Și ce mă ține să fiu omul lui Dumnezeu, am înțeles, nu-s oamenii, ci însuși Dumnezeu. E Dumnezeu care ți-a dat viață și Dumnezeu care te va ține viață. De aceea ar trebui să te bucuri în seara aceasta. Dacă El e împăratul, înseamnă că n-ai motive să-ți fie frică.
Dacă El e viața, înseamnă că nu trebuie să-ți fie frică de moarte. El e viața. Dacă El e atotputernic, înseamnă că problema prin care treci nu contează atât de tare, că El este atotputernic. Vreau să ne rugăm în seara asta. Haideți să ne ridicăm în picioare și vreau să stăm în prezența lui Dumnezeu. Acolo unde ești, vreau ca să stai și să îți aduci inima ta în fața lui Dumnezeu. Am să rostesc o rugăciune cu voce tare și vreau să ne rugăm cu toți împreună apoi. Dar vreau ca în seara aceasta, dacă ești aici, biserică, aș vrea ca să avem în inima noastră această dorință pe care Pavel a căutat să o pună în fața lui Timotei, să fim oamenii lui Dumnezeu. Vreți lucrul ăsta? Vrei ca în familia ta să începi să vorbești mai mult despre Dumnezeu? Și despre ce vrea Dumnezeu și despre că contează Dumnezeu mai mult decât orice? Vreți lucrul acesta? Hai să intrăm în rugăciune. Vreau să încep eu rugăciunea asta și apoi vom continua împreună. Tată din ceruri, îți mulțumesc că Tu ești atotputernic. Îți mulțumesc că ești îmbrăcat în slavă. Îți mulțumesc că deasupra tuturor știrilor pe care le vedem, mâna Ta conduce lumea aceasta. Glorificată să fie puterea Ta. Glorificat să fie numele Tău. Îți mulțumesc că ți-ai pus un tron și tronul Tău stă în ceruri. Deasupra oricărui președinte, deasupra oricărei organizații, deasupra oricărei, Doamne, puteri din lumea aceasta, toiagul Tău de cârmuire este veșnic. Și a venit la Arad să declar puterea Ta și gloria Ta și slava Ta. Și ne bucurăm că suntem copiii Tăi în seara aceasta. Doamne, suntem în locul acesta nu că am fost noi tari și nu că mâna noastră ne-a ținut, ci brațul Tău puternic, Doamne, ne-a ținut de-a lungul anilor și de-a lungul problemelor. Îți mulțumim în numele lui Iisus Hristos. Doamne, sunt oameni aici în seara aceasta care poate se gândesc să iau o decizie pentru Tine, care poate uneori o perioadă din viața lor au alergat către Tine și au fugit de lucrurile rele și au căutat lucrurile bune și totuși sunt căzuți. Și Tată din ceruri, mă rog în seara aceasta, ridică-i numele lui Iisus Hristos, pune Duhul Tău cel Sfânt peste ființa lor și ațintește-le ochii spre Hristos. Ațintește-le ochii spre Cel care a trăit perfect pe acest pământ și ne va judeca într-o zi. Și singurul verdict care contează este verdictul care va ieși din gura Lui. Doamne, dacă sunt aici păcate care trebuie iertate, iartă-le numele Lui Iisus. Și dacă sunt vicii de care trebuie să fie eliberare, eliberează numele Lui Iisus. Dacă sunt aici oameni care n-au curajul să facă un pas înspre Tine, de la această putere prin Duhul Tău cel Sfânt, mă rog în numele lui Iisus. Haideți, biserică, să intrăm în rugăciune. Și acolo unde ești, cheamă numele Domnului peste viața ta.